Avem un dialog, o să vi-l prezint pe nimeni. Da? Da. Astăzi nimeni nu este invitatul meu. Nimeni nu este, sau nimeni este invitatul meu. Pe nimeni îl cunoașteți de pe forum, cei care mergeți la subsolul emisiunii, știți că este ceva care se asemnează nimeni. Și nimeni a trecut astăzi prin Chicago. De fapt, eu spun Petrica, da? Vă rog. Petrica a trecut astăzi prin Chicago, mi-a dat un telefon să ne întâlnim, să am fost împreună la muzeu, am băut o cafea împreună și acum l-am invitat să stăm de vorbă, fiind unul dintre membrii forumului, a fost o plăcere. Și prima întrebare care spun, bine ai venit la noi, Petrica. Mulțumesc. Bine ai venit la Chicago, nu la... Până ai venit la Oxigen, nu la Chicago. La Chicago, da. Da. Bine ai venit la Oxigen. Prima întrebare care vreau să ți-o pun este, de ce te-ai semnat cu nimeni? A fost o întrebare pe care am avut-o de la început, când am văzut nimeni acolo. M-am întrebat de ce se semnează Petre Pădurariu cu nimeni. A fost o opțiune, pentru că în conversațiile religioase cu un pastor, da, neavând ungere de pastor, eu fiind din pătura de jos, da, 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 din clasa de jos. Da, da. Mă bucur că îți cunoști locul, biserică, da, da, da. Cum da, ne da, place nouă să zicem. Da, da, da. A fost atât de puternică conversația încât la un moment dat s-a exprimat, dar cine ești tu? Tu ești un nimeni. Uh-huh. Eu am fost, deci, marcat. Chiar de... așa ți-a spus? Da, exact așa. Tu ești un nimeni. Ești un nimeni, adică... Ce-a înțeles prin acest nimeni? Prin acest nimeni, fiind în primul rând din clasa de jos, da, în al doilea rând needucat religios. Adică, ce înseamnă clasa de jos? N-am înțeles. Considerăm că biserica e un loc fără clase sociale sau... sau, mă rog, sau de închinători, e o singură clasă, trupul lui Hristos, preoție universală. Da, în ideologie așa este. În realitate lucrurile stau altfel, nu e adevărat. Noi ne împărțim pe clase, noi nu putem să fim egali. Dacă am fi să fim egali, da, eu și dumneavoastră, de exemplu, cum sunteți pastor. Sau tu, acum. Sau hai că... tu. Dacă ești împotriva ideologiei inegalității, să ai spus pe sigur, tu, da. 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 Deci, în momentul în care noi suntem egali, da, și eu pot să te dau afară din biserică. Adică și eu pot să spun, ai călcat un principiu sau ai călcat, da, un standard moral, da? Dar pastorul are voie să te dea afară din biserică. El oricum te dă. N-are voie. Biserica înțeleg că are dreptul acesta. Biserica are dreptul acesta să scape de, mă rog, pe drept sau pe nedrept, să dea afară un membru. Eu vreau să chiar pe nedrept, da? Biserica are dreptul să dea pe nedrept afară un membru. Dar... sau nu are dreptul divin, dar dreptul legal. Dar un pastor nu are voie să dea afară membrii din biserică. Un pastor nu are, biserica are. Da. Dar biserica... Aș fi vrut să atac subiectul ăsta în altă ordine, okay, de idei. Okay. Dar vreau să spun, da, apropo de clasele sociale, da, la care pastorul mă, da, încadrase pe mine. Da? În primul rând eram dintr-o clasă socială de jos, adică în primul rând un băiat needucat. Needucat în sensul că nu terminasem nici generala, de exemplu. Da. Da. Poate că mulți sunt surprinși de treaba asta. Și eu sunt surprins, da. Da. Că mie nu mi-a prins niciodată un om needucat. Da. Mie nu mi-a prins niciodată, te curez multe vreme, nu mi-a prins un om needucat. În sensul că prin educație înțeleg capacitatea de nu numai o cantitate de informație, dar și capacitatea de a o folosi în mod logic. Da, spune surprinderea. Și am văzut că tu ai această capacitate, asta este părerea mea. Nici eu nu sunt foarte educat școlar. Spre surprinderea dumneavoastră vreau să vă spun că... Da. Spre surprinderea ta și a tuturor celor care probabil sunt curioși de data asta. N-am reușit să-mi termin studiile. Da. Și asta dintr-o filozofie religioasă. Pentru că la vremea aceea, da 70, anii 70, da. Vremuri grele, comunism, da? Părinții mei au spus, știi care e problema? Noi suntem o familie numeroasă, mergi la muncă. Și vine Domnul. Și am zis, dar nu mi-am terminat studiile. M-am 2 săptămâni și termin școala. Da. Nu, vine Domnul. Vine Domnul. Cei care l-au influențat pe tata și pe mama, da, ca ei să-mi spună mie, la vremea când nu puteam să iau decizii, că vine Domnul și nu pot să merg la școală, cineva are o răspundere morală pentru asta. Da. Că se cheamă biserica locală. Bun, Petrica, scuze-mă că te întrerup. Aici e o problemă. Deci, un pastor influențează pe, poate nu direct, dar indirect, da? Influențează pe părinți să
nu te încurajează să faci educație, că vine Domnul. Îi descurajează educația. Și după aceea un pastor îți spune ție, tu ești nimeni. Da. Fiindcă nu ești educat. Corect. Iartă-mă, te rog, dar la mine aici este puțin, îmi fac scurcircuit neuronii mie acum. Nu pot să leg astea două. Nu trebuie. Trebuia să te fericite. Și frate, ești cineva, ai rămas la cele zmerite, mă rog. Da, în mod normal așa ar fi trebuit. Lucrurile stau invers. Faptul că cineva a fost la un seminar teologic și da. Eu nu reușeam să termin studiile da. Medii, da? Era normal să mă eticheteze ca un nimeni și ca un om care face parte din clasa no, jos. Nu, no, ce e anormal este ca pe de o parte aceeași corp ideologic, filozofic, teologic, mă rog, profesional să încurajeze, și știu că aceasta a existat, da? Da. Să încurajeze o familie care să uită la pastor pentru călăuzire. Ei nu știu ce să facă. E o dilemă, da? Băiatul vrea să meargă la școală. Adevărul că în România școala nu costa bani. Ei sunt ca părinții lui Nicolae Moromete, știi? Vrea să facă învățător și nu știu ce să facă. Și întreabă pe pastor. Și pastorul spune, vine Domnul și știți că tinerii care se duc la școală se depărtează de credință. Okay? Și că îl țineți lângă voi că mai sunt câțiva ani și vine Domnul, ce trebuie școală. Dar în același timp, frații noștri, toți copiii boșilor noștri au făcut medicina. Și medicina însemna meditație cu profesor universitar 2-3 ani până intrai la medicină. Așa se intra la medicină în România. Nu vreau să spun că toți care au făcut medicină au fost așa. Dar cine n-avea cap făcea 2-3 ani meditație cu profesor universitar ca să poată intra la examen. Eu nu am fost niciodată, nu m-am potignit de nomenclatura da. Adventistă. Uh-huh. Asta pot să spun cu mâna pe inimă, da. N-am nicio problemă cu asta. Unde nu sunt eu confortabil, eu nu sunt confortabil când cineva mă jignește pe nedrept. Ce spune nimeni? Atunci când cineva face o afirmație da. Și nu cunoaște un background, da. Cel puțin ar trebui să vadă în urmă cu câțiva ani, nu de la da. Vremea când eu am uh-huh. pășit în biserică. Da. Ar trebui să aibă în vedere background-ul ăsta, ar trebui să aibă în vedere de unde vin și încotro da. Merg. Poți să faci afirmații gratuite, poți să jignești. Însă jignirile mi se par neavenite. Acum, tu ți-ai îmbrățișat acest lucru, sunt nimeni, foarte bine, da? Da, eu... Vorbesc din punctul de vedere al lui nimeni. Contrazice-mă dacă... Vreau să văd că într-un fel relaționez la experiența ta, din alt punct de vedere, dar relaționez la această experiență. În sensul că... Ce se întâmplă? De multe ori educația este un simbol de putere. Adică cei care au puterea au și educație. Și educația nu înseamnă totdeauna mai multă cunoștință, ci o hârtie care îți dă dreptul să vorbești cu autoritate. Și împotriva acestei autorități, de multe ori și mă găsesc vorbind, fără să am hârtia în mână, pretenzând pur și simplu dreptul de a-mi folosi creierul și a gândi cu mintea mea. Deci, înțeleg că și eu sunt un nimeni, dar există un text în Biblie care spune că Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt, care să răsoare pe cele care sunt. Eu nu cred în drepturi. Nu crezi în drepturi? Da, am zâmbit când a spus de drepturi. Eu nu cred în drepturi. Am pus dreptul în ghilimele. Da. Pentru că dreptul nu există. El nu există dreptul. Adică cine să-mi dea dreptul mie? Eu n-am înțeles niciodată. De ce trebuie să-mi dați dumneavoastră mie dreptul, de exemplu? Sau tu, de ce să-mi dai dreptul mie? Nici nu se poate da. Sau eu. Libertatea nu se caracterizează prin a avea dreptul. Libertatea se caracterizează prin a fi. Ce înseamnă să fii liber? Liber. N-are o definiție. Cine dă o definiție libertății, cred că greșește. El poate să fie subiectiv când dă o declarație în privința a ceea ce e libertatea, o definiție a libertății. Cum înțelege el. Cum înțelege el. Dar libertatea e libertate. Nu mi-o dă nimeni, nici nu e niciun drept. Da. Da. Nu e niciun privilegiu. Dar costă. Da, libertatea este ceva fantastic. Ceva, dar care... Care nu se capătă. Bun. Nu te naști cu libertate. Interesant. Nu te naști. Deci nu ești de acord cu Rousseau că omul se naște liber și e în lanțuri. Nu. Te naști în lanțuri și poți deveni liber. Da. Interesant. Da. Ce e interesant? Interesant este că omul nu se naște liber. Libertatea se capătă. Ea nu se capătă decât printr-o luptă. Dar prima luptă care trebuie să o câștige cu tine. Că dacă nu reușești să te lupți cu tine și să fii liber în
conștiința ta, în persoana ta, în ființa ta, nu o să duci libertatea nimănui. Nu o să ai libertate nici față de copii, nici față de soție, nici față de vecini, nici față de prieteni, nici față de biserică. Auzi, mi-aduc aminte că... Și atunci devii fundamentalist, scuză-mă, devii un fundamentalist. Da. Care... Și asta e problema care aveam cu biserică. Mi-aduc aminte că în România ai luptat pe vremea comuniștilor foarte mult ca să obții un pașaport pentru America. Da, da. Crezând că aici vei primi libertatea, nu? Da, libertatea este exprimată greșit. De multe ori este ceea ce spuneam cu puțin timp înainte, dacă ți-aduce aminte. Libertatea e definită în biserică și în afară, în politică și în clasele sociale, în țările de unde venim sau unde mergem, ești liber să faci ce vrem noi. Uh-huh. Sintagma asta, ești liber să facem ce vrem noi, este abuzivă. Uh-huh. Întotdeauna e abuzivă, întotdeauna e represivă. Ea are în spate un scop. Da, da. Ea nu este ceva care vine dintr-un drept sau un privilegiu. Da. Nu, ea e abuzivă. Uh-huh. Undeva cineva caută un avantaj. Eu și cum numesc asta? Practic, diferența între România și America este următoarea. În România, asta e opțiunea și asta faci. În America sunt mai multe opțiuni pe care nu le alegi tu. Tu ai dreptul să alegi între opțiuni, da? Eu am dreptul să merg la Kroger și să cumpăr ce vreau de la Kroger. Dar, de fapt, astea sunt opțiuni pe care le-a hotărât altcineva pentru mine și n-am dreptul să-mi aleg opțiunile. Sau n-am libertate să-mi aleg opțiunile. Nu ai și nici nu ți se dă libertate. Da, libertatea te ții tu. Așa este, da. Atâta vreme cât ești încă închis. Da, da, așa e. Și nu ești liber, n-ai să reușești. Da. N-ai să reușești. De exemplu, n-ai să reușești să te exprimi liber în public. Da. Da, pentru că ți-e teamă. Da. Teama asta te ține rob. Da, așa e. Te apasă. Așa e. Trebuie să treci de granița asta, trebuie să fii tu însuți. Da. Atunci când te exprimi, indiferent că obții o poziție sau că ești văzut rău, ești băgat în colț, ești privit cu suspiciune sau să uită oamenii la tine, te privesc ca o familie cumva extremistă. Da, sunt consecințe. Poate și când mergi acasă, familia nu e mulțumită. Sigur, de multe ori ai și în familie, ți se reproșează, copiii sunt din cauză și acolo intervin că ai zis așa, că n-ai zis așa, că ai făcut cu tare gest sau că n-ai făcut cu tare gest. Și intervine o sumă de probleme, o groază de probleme. Dar asta nu te împiedică să fii liber. Dar se plătește. Asta e libertate și asta se plătește. Dar pe termen lung te ajută. Da. Pentru că ce se întâmplă? Sunt foarte mulți oameni în America și au intrat în sistemul societății de consum, care e tot o formă de exploatare. Exploatarea consumatorului, de fapt. Numai, deci în socialism era exploatarea clasei muncitoare, numele clasei muncitoare, sau exploatarea individului numele clasei muncitoare. Aici este exploatarea consumatorului de către business. Însă, niciodată nu și-au câștigat libertatea lăuntrică, adică au devenit mai puțin liberi decât erau în România. N-au știut să lupte. Nici nu au avut noțiunea de libertate. Să nu au avut curajul sau au crezut că era. Dar scuze-mă că te întreb, fiindcă vreau să mă duc puțin la educație. Fiul tău, înțeleg că face acum a doua facultate și urmărește un doctorat în fizică. În fizică, da. Ceea ce în America, într-adevăr, e fantastic. Deci vreau să te întreb. L-ai încurajat pe fiul tău să urmărească scopuri înalte în educație din cauza că nu ți s-a oferit acest privilegiu și vreau să mă întreb dacă are vreo consecință spirituală sau religioasă faptul că un tânăr urmărește mai multă educație. Da, răspund la prima mai ușor, la un pic mai greu. Aha. Nu. Eu nu... Singura influență pe care l-am dat eu la băiatul meu, Lui David. Da. Care termină anul viitor în science, în matematică și fizică. Mm-hmm. Geabă, ceva greu. Vrea să meargă să dea și pentru doctorat. E foarte un băiat tristez din punctul meu de vedere. Trimite o dată și pe aici, să discut, că fizica e un subiect important pe oxigen și ar face plăcere să discutăm. Îl trimit, da. Cu cineva care are un diplomă și, mă rog, a făcut școală. Singura mea influență asupra lui a fost libertatea. Nu i-am impus niciodată ce să gândească, ce subiect să-și aleagă. L-am lăsat întotdeauna să-și aleagă el. La început și-a ales ceva în domeniul comerțului. A lucrat el în comerț ca general manager, a fost o tatonare. A lucrat și la construcții cu mine. Nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut. A urmat câțiva ani care el a fost manager la vânzări, a fost foarte bine integrat acolo. Nu i-a plăcut.
vrea ceva mai, a făcut ceva business administration, are o diplomă în business administration. Fără să-l întreb, fără să am o consultație cu el mai, așa mai, m-am trezit într-o zi că el vrea să facă science. Și am rămas surprins oarecum. Mă așteptam de la fete să facă progres în, dar nu de la el. Nu de la el. Dar cred, și nu cred, sunt convins că libertatea pe care eu i-am acordat-o la copiii mei a avut un mare impact. Pozitiv. Pozitiv. Da. În sensul că nu i-am descurajat când a vrut să facă ceva, dar nici n-am stat să facă aia sau aia sub pretextul că dacă eu n-am făcut, să fie o onoare pentru mine. Da, da, da. Adică el să mă onoreze pe mine prin ceea ce face. Să trăiască viața ta în locul tău. El să onorează pe el. Da. Pe mine, eu n-am nevoie de onoare. N-am nevoie, nu trebuie mie asta. La a doua întrebare e mai dificil de răspuns, nu? La al doilea e mai greu. El spune o frază care mie îmi place. Noi, oamenii de știință, nu suntem împotriva religiei, spune el. Da. Nu ne uităm la religie cu suspiciune. Da. Noi nu l-am găsit și n-am găsit dovezi suficiente ca să ne confirme că există Dumnezeu. Da. Dar în momentul în care îl găsim, da, suntem bucuroși să-l acceptăm. Da, foarte frumos. Asta este o chestie care mie îmi place. Da. Fără ca eu să-l influențez cu ceva. Mulți probabil că mă blamează pentru el, că și-a ales meseria care și-a ales. Sau unde film. Da, pentru că vreau să spun o treabă. Deci, interesant că asta îi aud pe mulți tineri botezați în biserică, care s-a botezat și le place credința și totuși spun că ei încă nu au o certitudine la existența lui Dumnezeu și caută și dacă o vor găsi și sper să o găsească. Deci, mi se pare că foarte mulți tineri educați au aceasta și din cauza că au avut o expunere la educație, au acest fel de a gândi. Scuză-mă că te întrerup aici, da, ca să nu pierd ideea. Da? Nu cred că e vina unui copil, cred că e vina pastorului. Da? În cazul ăsta a ta. Da? Pentru că n-ai reușit să-i arăți că există Dumnezeu. Că există Dumnezeu. Aha, ok, da, bun, interesant. Dacă ar fi reușit să înțeleagă care Dumnezeu e, da, și cum e Dumnezeu, da, da? Pentru că religia, în opinia mea, se poate demonstra așa cum se demonstrează știința. Religia nu este ceva fantomatic, așa. Vorbim despre credință ca și cum ar fi ceva... Hai că am o demonstrație. Mergeam cu tramvaiul și mi-am adus aminte că trebuie să cobor undeva și trecuse de stație și m-am rugat și tramvaiul s-a oprit și cum am coborât s-a oprit alt tramvai în direcția opusă, m-am rugat s-a oprit și acolo. Experiență. Asemenea, dovezi ale existenței lui Dumnezeu vreau să prezint? Nu. O dovadă biblică aș vrea. Ale existenței lui Dumnezeu? Aș vrea o dovadă biblică pentru un tânăr. Da, nu există. Ba da. Care? Pentru existența lui Dumnezeu, care? Sunt două versete în Biblie, da, nu rețin. Care demonstrează existența lui Dumnezeu. Cu care poți să demonstrezi existența lui Corect. Dumnezeu. Corect, care să facem? Una dintre ele zice, arată-mi tu credința ta fără fapte și ți-arăt eu credința mea din faptele mele. Da. Iar când Petru și Iacob sau Petru și Ioan mergeau prin cetate, a văzut la poartă un zlăbănoc, da, și a zis, aur și argint nu am, dar ce am pot să-ți dau în numele lui Iisus, ridică-te. Da. Când vei ridica un bolnav sau vei vindeca un zlăbănog sau un orb, da, fără să-l duci la doctor, la știință, da, că aici e problema, atunci ai dovada că Dumnezeul lumea tale există. Da. Dumnezeul tău e acolo. Da. Atâta vreme cât nu îl arăți și îi spui de credință, el te întreabă, bun, e ca ăla cu mălaiul, da? Da. Vine o soră la frate, frați la biserică, avea nevoie de mălai, n-a venit la Hristos, da, a venit la mălai. Da. Și a zis, am nevoie și eu de mălai. Bun, foarte bine, roagă-te, sora. Hai să ne rugăm. S-a rugat. A venit și a doua oară. Mai roagă-te, s-a mai rugat. Și pe urmă a venit femeia și a zis, m-am rugat, dar mălaiul când mi-l dă. Păi, despre ce vorbim? Dacă n-ai avut credință. Păi credința trebuie probată, asta zic. Dacă n-ai avut credință, nu-i adăugă mălai. Iedi, ca pastor, da, în momentul în care Iisus îți spune, cereți și vi se va da. Da. Dacă cer de la Hristos sau de la Tatăl, orice vei cere în numele meu, a spus, vei primi. Ok, pe rega, hai să-ți dau răspunsul. Lasă-mă o secundă, da, că îmi dai răspunsul, că nu e nicio problemă. Eu nu mă feresc de răspunsuri. Da. Deci în momentul în care faci o cerere în numele lui Iisus la Tatăl și ai făgăduința că vei primi și nu primești, Iisus e mincinos. Biblia e mincinoasă. Da. În opinia oricărui tânăr,
Da, ești un mincinos, ești un farsor. Uh-huh. Atunci despre ce vorbim? Uh-huh. Nu? Biblia sau religia trebuie luată în serios, odată uh-huh. pentru totdeauna. Da. Așa okay. cum oamenii de știință iau în serios geabul pe care îl fac, da. Și religia trebuie da. Să ia în serios. Da. Problema, deci această concept al lui Dumnezeu și a religiei, care este, să zic, foarte experimentală, da? Adică religia care are de-a face cu lucruri concrete și cu noțiuni concrete, ok? Mălaiul, scoală-te și umblă, și așa mai departe. Eu cred că aceasta este religia pe care noi greșim când o predicăm și Dumnezeu pe care greșim când îl predicăm. Pentru că, să spun de ce, deci sunt de acord cu chestia cu Iacob, arată în credința dată din faptele tale, cu aia sunt de acord, da? Eu nu sunt de acord cu Francis d'Assisi, nu, cu Toma d'Aquino, cu ce? Care spune că noi trebuie să-L urmăm pe Iisus, dar în sărăcie și în umilință. Asta e, dar de ce sunt și în vindecări. Da, ok. Adică adevărul ăsta trunchiat da. Nu mai trebuie să predomine. Eu înțeleg uh-huh. tipul de manipulare și persoasiune da. Pe care unii lideri da. îl fac. Dar nu așa. Uh-huh. Un tânăr vrea să vadă altceva. Vrea să vadă că atunci când eu mă rog, da? Să împlinește. Da, nu, Petrica, vreau să spun ceva. Cei care vor să vadă această religie manipulativă, de hocus pocus, da? Această religie de magie, care, din păcate, începe la noi de la creațiune, de la explicarea creațiunii, până la apocalipsă și toate evenimentele sfârșitului și așa mai departe, cei care vor să creadă, din nefericire, au fost crescuți într-un sistem atât de infantil și îngust, încât există două posibilități pentru ei. Ori amețești în continuare cu minciune și o teologie manipulativă și faci ca cum fac prietenii noștri care fac minuni la televizor și predică minuni sau predică experiențe fulminante și așa mai departe, sau chestii extraordinare care o să vină, etc. Ori își pierd credința și devin atei. Și acum să spun părerea mea. Acest tip de religie îi face pe tineri și pe mai puțin tineri atei, pentru că ori și cine are un IQ puțin mai mult decât mediu, ajunge la un moment când își dă seama că toată chestia asta este BS, pardon de expresie, e bun. Nu este nimic în spate, ok? Și atunci facem eforturi și mai mari ca să menținem această iluzie sau îi dăm, facem o selecție în biserică să rămână numai cei care au IQ în jur la 75, ceva până la 80 probabil. E bine, asta este problema. Eu nu cred că vreodată cineva care este mediu inteligent și mediu educat în lumea noastră poate să mai accepte o religie magică, a magiei albe, să zic. În principiu, minunile lui Iisus pentru mine sunt un mesaj cu privire la faptul că Dumnezeu s-a întrupat și Dumnezeu a dat omului putere. Ok? Această putere o putem face prin medicină, prin știință, pe toate căile. Iisus este în principiu... Mă scuze o secundă. Da, poți să te întrerup? Da, cum să rup, da. Dacă Dumnezeu lucrează prin știință, da. Prin medicină și prin celelalte... Prin om. Da. Și există un verset foarte interesant în Biblie, da. În care zice toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu, da. Care e Tatăl Luminilor. Da. Dacă toate lucrurile bune da. Vin de la Dumnezeu, de ce lucrurile pe care le face știința, argumentele pe care le aduce știința, tot ceea ce avem în urma științei poate fi așa de rău blamat, ca și cum ar fi Satana, nu, că Satana da. Este da. Într-o altă... E considerat ca fiind manipulative pentru da, da, religie, da. Ca și cum ar fi ceva rău. Da, așa este. Da. Da. Dar iei avionul, iei mașina, mănânci mâncare... Da. Și după aia vii în fața camerei și spui că știința e de la Satana da. Și că noi mergem pe Biblie, dar atunci când ești bolnav, te duci la doctor, nu mergi pe Biblie, nu chem frații să dea ungere de ulei, da? Atunci trebuie să declar un lucru, da. Că lucrurile care tu le urmărești sau vrei ca să te tratezi, de exemplu, cum e medicina, nu sunt bune. Ori recunoști că nu sunt bune. Și sunt, da? Unii care, și sunt unii care susțin poziția asta. Naturaliștii de obicei da, și da, care nu merg la doctor și farmacia vine de la farmachea, care înseamnă vrăjitorie și așa mai departe. Cu alea că merg cu avionul, folosesc computere, dar
sunt unii, cum sunt Amish, care au anunțat și la tehnologie. Deci aș vrea să spun că eu am mai mult respect pentru cei consecvenți, care nu au fost nici computer, nici medicină, numai băile lucune și frecții și nu mai știu ce. Am respect pentru ei. Și de ce? Oamenii sunt fanatici, sunt înguști, dar sunt consecvenți. Fanatismul nu este scuzabil. Nu, dar aș vrea să spun că respect mai mult fanatismul decât ipocrizia sau double think și double talk. În sensul că, pe de o parte, hai să ne revenim la o problemă care, fiindcă sunt pe oxigen, da? Foarte mult pe oxigen am discutat despre relația între știință și religie. Deși scopul n-a fost acesta, dar discuțiile toate au necat în direcția aceasta, pentru că mi se pare că este problema cu care se confruntă acum biserica. Nu numai biserica adventistă, bisericile evanghelice conservatoare, toate se confruntă cu această problemă, pe care bisericile istorice au depășit-o de vreo 300 de ani. Acum am ajuns noi la ea. Bun, problema care este aici? Deci, hai să discutăm, înainte de a discuta despre doctor sau despre minuni. Cred că problema principală este relația între știință și religie. Tu ai ridicat-o, da? Omul de știință crede ceea ce îi se demonstrează. Corect. Din acest punct de vedere, Biblia și religia nu poate avea o pretenție la adevăr ontic, nu ontologic. Am spus, deci aș vrea să vă fac o deosebire între ontologie și ontic. Când spun ontologie, înțeleg ceva filozofic. Filozofia se ocupă cu lucruri care nu pot fi demonstrate, dar care sunt importante pentru om. Deci, înțeleg că filozofic sau teologic sau religios, noi căutăm o realitate ultimă, un adevăr ultim și credem că există acest adevăr. Unul dintre punctele care le consideră esențiale în Biblie, chiar și raportul creațiunii, este credința că există un adevăr ultim, că există ceva ce stă în spatele tuturor lucrurilor și că omul are în ultimă instanță un destin și o valoare. Bun. Dar acestea sunt lucruri importante pe care omul mai simplu discute în termeni pur religioși. Istoria cu șarpele, cu mărul, cu Eva. Omul mai cultivat le discute mai filozofic puțin. Dar sunt importante pentru noi. Însă nu pot fi demonstrate. Nu poate fi demonstrat. Așa că, din punct de vedere științific, noi nu vom putea demonstra niciodată nici că există Dumnezeu, nici că credința e adevărată și apelul la minuni este corect, este corect. Dacă iei Biblia literal, este foarte corect să aștepți ca să spui muntelui acesta să se dea la o parte, să se dea la o parte. Însă, cred că motivul pentru care cred în Evanghelie nu sunt minunile lui Iisus. Deci nu sunt minunile lui Iisus motivul. Cred că există în Evanghelie și în Noul Testament, la Pavel mai ales, lucruri mai radicale și mai adânci decât faptul că Iisus a înviat morții. Deci chiar decât faptul că Iisus a înviat morții. Da. Deși nu neg învierea lui Iisus ca eveniment. Nu neg învierea lui Iisus ca eveniment. Nici minunile nu le neg neapărat. Dar ce vreau să spun este că nu mi se pare esențial aspectul de intervenție supranaturală sau de intervenție extraordinară a Dumnezeu în viață, când știu că viața nu este compusă de lucruri extraordinare. Singura asociere. Da. Dintre religie și știință, da, dacă mi-e permis să spun așa, da, singura, da, și unica este că, așa cum evoluția propovăduiește un Big Bang, da, pe care încearcă să-l demonstreze cât mai, da, exact, da, cu dovezi, da, Biblia este un Big Bang. Uh-huh. De ce e Biblia un Big Bang? Uh-huh. Ce a fost înainte de Biblie? V-aș întreba pe dumneavoastră, care ar fi, te-aș întreba pe, da, tine, scuză-mă că, da, te-aș întreba pe tine, care e Dumnezeu dinainte de Biblie? Te referi la text sau? Nu, nu. Răspunsul meu este foarte simplu la aceasta și l-am mai dat de mai multe ori. Dumnezeu a făcut fizică, chimie și biologie cu mult timp înainte de a face teologie. Înseamnă că Dumnezeu dinaintea Bibliei... E Dumnezeul naturii. E Dumnezeul naturii. E adevăratul Dumnezeu. E adevăratul Dumnezeu. Da. Biblia reflectă o concepție istorică despre Dumnezeu și ceea ce este frumos la această concepție este că evoluează. Problema e că noi nu acceptăm că această concepție a evoluat de la un Iahve tribal la creștinismul, la Dumnezeu întrupat, da? Și, deci... Mai întâi, în Biblie nu este o concepție statică despre Dumnezeu. Este o concepție în evoluție, foarte clar. În al doilea rând, Biblia are adevăruri relative despre Dumnezeu. Adevărul, aici îl citesc pe Newton. Biblia, religia, este un adevăr relativ despre Dumnezeu. Este un punct de vedere cu privire la Dumnezeu determinat cultural, istoric. Adevăratul Dumnezeu este cel pe care îl vedem în natură.
în cartea naturii, nu în cartea cărților. Evoluția Bibliei. Da. Big Bang-ul ăsta despre care da, da, da. A produs și produce, da. Cum zicem noi acum, soare, stele, da. O lume, da. O lume a Bibliei. Da, așa este. Care nu poate fi înțeleasă. Așa cum nu înțeleg oamenii de știință stelele, da. Nu înțeleg eu religia. Nu înțeleg, poate fi înțeleasă total. Da, probabil că nu înțeleg că stau pe scaunul da. Ascultătorului. Nu, ai dreptate. Deci, care e situația? Atunci înseamnă că mi se transmite un mesaj greșit? Ți se transmite un mesaj greșit atunci când ți se spune că acesta este adevărul absolut pe care am. Dacă pastorul ar spune, mie îmi place foarte mult chestia asta, bun, care ai spus-o, da? Deci evoluția Bibliei, deci îmi place ideea asta. Deci o anumită evoluție a conceptului de Dumnezeu și a eticii și a religiei, care, ca să fac o paranteză, mă face să scuz anumite atrocitățile Vechiului Testament, înțelegând că a existat o evoluție. Anumită evoluție care încă continuă, prin noi, și aici noi am avut cândva o noțiune foarte bună, adevăr prezent, pe care am abandonat-o pentru 28 de puncte. Deci această evoluție face ca să trăim într-un univers complex și mare, ca și universul fizic. Bun. În acest univers, dacă eu vin și pretind că am adevărul absolut, sunt un excroc sau un naiv? Sau un fanatic? Nu, da. Poți să fii în cel mai rău caz unul care gafează. De ce că? Bun. Pentru că da. Dacă ai un pastor, da. Da, cum s-a întâmplat zilele trecute, da? Da. Să ți se predice de la origini, de la originile adventismului, de da. Data asta, nu ne referim la originile creștinismului, da. De la originile adventismului, 160 de ani ți se predică săptămâna literară a creației, da? Da. Cum avem noi în studii, așa. Și după ce ți s-a predicat asta, ieși în fața publicului, cunoști publicul, că te uiți întotdeauna la el. Publicul ăla care tace într-una. Din ce biserică? De la Atlanta. Ah, îl cunosc, da, îl văd în față. Da. Văd. Și, deci am mai îmbătrânit, presupun. Da, și spune așa, mai este cineva aici care crede că universul ăsta cu miliardele lui de stele, de sori, cu galaxiile astea imense, a fost făcut în 6 zile? Mai e cineva? E o jignire. De ce o jignire? Grosolană. De ce o jignire? De ce o jignire? Pentru că mă provoci la discuție. Nu înțeleg, adică în ultima instanță s-a dovedit fără deschis la minte. Da. Când a spus, mai este cineva care crede că vezi 6.000 de ani? Da. Deci, Doug Batchelor crede că galaxia are 6.000 de ani. Și a spus că galaxia are 6.000 de ani și dacă întreb cum a venit lumina de la altă constelație până la Pământ, o să întreb pe Jesus în cer. Da? Deci acest pastor parcă s-a dovedit mai, în momentul cu mintea care, mai deschisă. În momentul în care ai un auditoriu și îl întrebi o întrebare de genul ăsta, îl jignești. De ce îl jignești? Pentru că în momentul ăla răspunsul ar fi trebuit să fie, noi toți credem, nu e niciunul care să creadă altfel. Noi așa am fost educați 160 de ani. Tu crezi altfel. Nu, eu nu spun ce cred da, eu. Da. Eu, dacă vrei, spun ce cred eu în direct, că da, nu mi-e teamă. Da. Dar în momentul în care te aștepți ca răspunsul din sală să-ți vie ăla care vrei, aha, ca toată lumea să creadă că universul ăsta e făcut de miliarde de ani, aha, 36 de miliarde de ani. Până 13 miliarde. Da. 13,8 miliarde. 35, nu contează distanța. Da, nu mai contează, dacă e peste 6.000 de ani, da, nu mai contează da, câte lungime este, are. Corect. Totul e pentru noi. Sigur că da. Noi. Poate vei 3 trilioane că totul e pentru noi. Că de la ultima, stea cunoscută la care Hubble telescopul nu mai pătrunde, da? Sunt care au scăpat mai departe și mai departe și mai departe. Și el poate să ajungă undeva la câteva sute de miliarde dacă ne ducem mintea să gândim. Pentru că nu cred că ajungem în infinit, că da, întoarcem la o altă discuție. Da. Infinitul mă sperie. Da. Ce vreau să zic? Vreau să zic că jignești auditoriu în momentul în care tu vii cu ideea mai e cineva aici? E tendențioasă întrebare. Uh-huh. Tendențioasă. Așa că ar fi anormal. E anormal să pui întrebarea asta. Da. Mai ales că îți cunoști publicul. Uh-huh. Îți cunoști oamenii care sunt în sală. Uh-huh. Eu mă mir că biserica nu l-a chemat să-i dea cel puțin o socoteală verbală. Să zic că cum ne jignești așa în față? De ce? Pentru că dacă toată viața ai fost învățat, creațiunea de 6 zile, uh-huh, literal, ai spiritul profetic care te învață același lucru, ai 27 de puncte de doctrină, da, care te învață același lucru, tu nu poți să ieși din cadrul ăsta.
Oricât ai încercat să ieși din cadrul ăsta, nu poți. Vorbind acum, sincer, adventiștii, cam de o jumătate de secol încoace, poate chiar mai mult, susțin ideea că e posibil ca geneza să se referă doar la organizarea vieții pe pământ, la crearea vieții pe pământ. Deci, nu, chiar nu e posibil. Idea. Normal că nu e posibil, că geneza vorbește despre tot universul, asta sigur, e foarte clar. Sigur că da. Cerul și pământul e tot universul, asta este indiscutabil. Dar ce vreau să spun, că știu că există două opinii care sunt susținute ca amândouă legitime în adventism, anume că e ori tot universul, ori numai viață pe planeta Pământ. Unde văd eu o contradicție, aici văd o contradicție mai mare, pentru că mi se pare că atâta vreme cât sabatul este considerat o parte o lege universală, nu cele 10 porunci, ne consideră că e universală, nu? Și dacă ziua sabatului este universală, înseamnă că tot universul a fost creat în 6 zile. Ești de acord cu mine? Da, dar... Că altfel n-are sens, nu? Să spun întrebarea. Da. Da, întrebarea care aș pune și pastorului de la Sud, care a făcut afirmația asta. Dacă crezi în supernove, da? Și dacă crezi în nebuloase, da, care sunt creația supernovelor, da? Da, așa este. Și dacă crezi că ele sunt fabrici de stele, da, și creează. Și că noi am fost... A creat și sâmbăta supernova asta care dădea exemplu, adică... Da. Adică Orionul despre care vorbea în predică, a creat și sâmbăta sau s-a oprit? Da, aici e o problemă... Supernova, nu domnul. Da, nu. Ce s-a întâmplat? Și eu când am văzut în lecțiune problema cu supernova aia care a dat lumină, m-a iritat. Și de ce m-a iritat? Pentru că îmi place foarte mult fraza poetică a lui Carl Sagan, pe care știu că o cunoști. Da. Suntem cenușa stelor arse. Și e atât de frumos acest ciclu al materiei în univers și al creierii elementelor din sistemul periodic din hidrogen, prin sori, prin nucleosinteză. Probabil când va veni fiul tău aici, mi-ar place să port discuție despre asta. Da, cred că ar fi interesantă discuția, dar aș vrea să mai spun. Dar problema este care e problema? Problema este că atunci când o pui trunchiat, deci că atunci când într-un cadru mitologic de epoca bronzului, baci supernova, este, cum să zic, este ca și cum într-un film istoric despre războiul troian ai băga un tank, înțelegi? Sau un Boeing. Adică este un nonsens total, pentru că modelul din Geneza nu este un model științific, e un model mitologic. Lasă-l mitologic și încearcă să înțelegi ceva din el. Dar când bagi supernova acolo și mai bagi și câteva elemente pseudo-științifice, este un ghiveci de prost gust. Aici este problema, da, pentru că în momentul în care faci afirmații, de exemplu, se făcea o afirmație în predică, dacă mi-aduc bine aminte, despre subdiviziunea atomului. Da. Și la subdiviziunea atomului erau particule care le-au descoperit ăștia la CERN. Da, și da. Și atunci sunt vreo aproximativ 400 de noi particule. Da? Și spunea la un moment dat mezoni, pinezoni. Mm-hmm. De unde pinezoni? Mm-hmm. Adică, ok, înțeleg că ești la o oră de religie. Las pe David să spună chestia. Da, nu există pinezoni. Da, cred. Probabil că David ți-a răspuns. Probabil că David mi-a răspunde, da. Dar nu există pinezoni. Da. Mezoni ăștia despre care făcea afirmații, dacă rețin minte. Da, mezoni există. E aproximativ, nu-i cheamă exact. Da. Pinezoni. Dar asta este tendința de a arăta publicului că ești informat. Mm-hmm. Da? Și în altă ordine de idei, de a-i duce pe o cale greșită. Auzi, vreau să încă ceva. Da. Aduci un exemplu, da? Aduci un exemplu, îl dă exemplu pe un om de știință, Robert Gentry. Aha. Un adventist care, adică un fizicist, da, care și-a făcut și-a terminat studiile undeva prin California, da, în Florida. Un fizician, spunem noi. Un fizician, da. A lucrat la Statele Unite la armele nucleare. Uh-huh. Dar pentru că a fost convertit de un televanghelist din ăsta, da, nu știu pe unde, prin ce stat, prin Texas, uh-huh, am îmbrățișat religia adventistă. Da. Devenind adventist. Dar de la fundamentalist. Da, sigur. Devenind adventist, a avut el o teorie că rocile ar putea fi datate cu plutoniu. Ceea ce vreau să spun noi, care nu suntem oameni de știință, ne seama că e absurd. Sigur că da. Când vrei să faci o teză de doctorat cu plutoniu, ca să convingi lumea științifică că e și o altfel de datare după mintea ta care să demonstreze de data asta. Ca amatori, să spunem ceva celor care ne ascultă, da? Plutoniu este supra-greu, e mai greu decât uraniu. Mai greu decât uraniu. Și se dezintegrează foarte rapid foarte din cauza rapid, aceasta, exact. Da? Din cauza ai folosit la bomba atomică, nu? Atât, ca amatori știm și noi atât, da? Atât. Deci, problema este că acele... Decheiul lui este mult mai rapid. Mai rapid, da. Deci, știm că toți izotopii arată spre o vârstă foarte mare a sistemului solar,
este proces să vii cu plutoniu care nu mai există în natură. Îl face omul la centrifugă din Iran acum, nu? Ca să facă bomba atomică, ca altfel poate să facă. Da. După aia intră în fizica cuantică, că aici e problema mare. Intră în fizica cuantică și spune, oamenii de știință nu știu exact cum călătorește lumina. Ba da, oamenii de știință știu cum călătorește lumina. E undă și particulă în același timp și... Este un efect care în fizică se cheamă Casimir efect sau Casimir efect. Nu știu. Ia, e un efect cu efectul de oglinzi. Da. Pui două oglinzi în vid, da? Pui două oglinzi și le apropii și produce un câmp. Da. Da? Și electronii ăștia bouncing cât are ei lungime. Și cu cât apropii, da? Plate-urile astea sau oglinzile, cu atât câmpul ăsta începe să nu mai bounce, să bounce. Și intră și ies în fracțiuni de secundă fotonii de lumină de data asta. Mm-hmm. Da? Da. Intră și ies cu fracțiuni de secundă în ideea că există și nu există, în existență și nu în existență. Da, înțeleg că da, efectul ăsta. Da. N-are nicio treabă că nu poate să le explic. E un efect care ei încă îl cercetează. Da. Asta nu înseamnă că nu știu cum călătorește lumina. Da, îi explic eu dacă vrea să știe cum călătorește lumina. Ceva noțiunea, înțeleg ceva că se chestiază, da. Lumina călătorește și e misterios cum călătorește. Da. Călătorește în waves? Da, în unde? Și în packs. Da, și în particule, și în pachete. Și în pachete de lumină. În cuante de lumină. Cum să faci asta? Corect. Da, cum se produce lumina? Care în lumină naturală sau asta? Da. Este excitarea fotonilor în nucleu. Da, și odată ce ies pe orbită, căldura și produce lumină. Nu e greu să îi explice cineva care știe. Da. Dar atunci când încerci scuze și explicații ale lui Dumnezeu cu metode științifice, eu cred că trebuie să fii și un pic pregătit. Dacă ești pregătit, nu cred că te bați să le explici pe Dumnezeu cu explicații științifice. Da, cred că te-ai ferit. Ai avea o rezervă. Omul de știință, în general, are o rezervă de lucrul acesta. E foarte interesant lucrurile care le spui și mă fascinează ca amator, mă fascinează și pe mine problema fizice relativiste și a fizice cuantice. Dar problema care este? Eu nu știu, n-am auzit de predica respectivă, deci nu mă refer la pasul respectiv. Cred că noi avem o problemă. Noi prezentăm unui public nepregătit o masă de informații care să ducă la concluzia că undeva există o gaură în legile naturii, nu în cunoașterea noastră. Deci noi luăm găurile care există în cunoaștere. De exemplu, adevărul este că în fizica cuantică folosim modele matematice, dar noi nu putem reprezenta lucrurile acestea pentru că nu avem o intuiție pentru. Dar folosim modele matematice. Însă noi mergem la găurile de cunoaștere, care sunt normale, și le definim ca și niște găuri ontologice în legile naturii. Îmi dai voie să spun. Și acolo noi găsim că este ceva supranatural. Cred că asta este aspectul necinstit care este face. Este specularea speculației. Da. Specularea speculației, da, corect, așa este, da. Este fenomenul în care ne aduce pe noi în starea asta de confuzie. Da, așa este. Deci, ne vrem neapărat să demonstrăm. Eu cred că ne vrem neapărat să demonstrăm și aici e problema cu care sunt și eu într-o luptă permanentă. Nu vrea neapărat să demonstrez că există în universul acesta ceva ce nu poate fi explicat natural. Și eu vreau să fac o declarație care am mai făcut de mai multe ori. Nimic în acest univers nu iese dincolo de legile naturii. E clar? Deci totul poate fi explicat natural, inclusiv apariția vieții sau evoluția ei. Toate au explicații naturale care nu înțelegem încă, poate. Sunt multe găuri și în privința evoluției, multe găuri. Dar toate explicații naturale. Asta nu însemnează că nu există Dumnezeu. Mai degrabă că noi am creat un Dumnezeu al găurilor, God of Gaps. Dumnezeu se ascunde în prăpăstile noastre de cunoaștere. Și acum, cu cât aceste prăpăsti se micșorează, cu atât devenim mai disperați. Nu știu dacă ai citit cartea mea, Ichneumonide, știu că ai cumpărat-o. Da. Așa. Bun, mulțumesc. Deci eu am dat un exemplu de la distrugerea templului. Când soldatul roman a intrat în Sfânta Sfântului și a văzut că acolo nu-i Dumnezeu. Și pe urmă a început să distrugă templul, știi? Noi repetăm experiența aceasta pentru că, ca și iudeii, noi susținem că Dumnezeu e ascuns undeva. Și atunci când acest undeva este disecat științific și ochiul omului pătrunde în această nouă taină, vedem că Dumnezeu nu e nici acolo și atunci Dumnezeu se ascunde în altă încăpere, cum spune tot în Biblie. Vei înțelege că vei fugi din încăpere în încăpere ascunzându-se. Noi am ajuns să ne închinăm la un Dumnezeu care se ascunde din încăpere în încăpere acum. Și după care e fugăre de oameni, de știință. Or, acest Dumnezeu este un idol al nostru pe care noi l-am creat și ca să îi păstrăm acest idol trebuie să demonstrăm oamenilor că există o încăpere în care știința nu poate pătrunde.
Dar aș vrea să spun, știința va pătrunde în orice încăpere. Dacă ar fi să discutăm despre Dumnezeu Bibliei, da. Așa cum e el văzut și explicat de Biblie, da. Este cel puțin dubios, ca să nu spun... Pentru mintea omului modern. Ca să nu spun mistic. Pentru mintea omului modern. Pentru mintea omului care citește. Da, da, da. Pentru că e posibil să citești și să nu înțelegi. Ok, Petrica, vreau să spun ceva. Biblia nu descoperă adevărul definitiv despre Dumnezeu, ci descoperă adevărul relativ despre Dumnezeu, cum a fost înțeles de o generație sau alta. Și vreau să mai spun un lucru. Una dintre confuzii pleacă la faptul că noi credem că cărțile Bibliei au fost scrise în succesiunea în care sunt în Biblie. Când de fapt, hai să spun un lucru, Geneza, de exemplu. Am dubii. Da. Am dubii. Cartea Genezei sau Cartea Exodului are părți mai vechi și mai noi. Asta este foarte clar. Și... sunt cărți care au fost editate în Babilon sau după exil. Și dacă citim doar cartea lui Ezra și vedem bigotismul lui Ezra, care i-a cerut evreilor să-și abandoneze soția și copiii, să-i gonească, că nu erau evreice, și cer rasismul lor. Sau dacă citim cartea Esterei și vedem cu câtă ușurință se discută despre un pogrom preemptive, cum se spune, preventiv, asupra oamenilor care nu le-a făcut nimica. Nu mai suspectau ei că, sau poate nu le-a plătit datoriile la evrei. Ne dăm seama că cei care au editat Biblie, au dat ultima editare a Bibliei, aveau o concepție foarte tribală și foarte amorală despre Dumnezeu. Okay? Deci, lucrul acesta, ca să găsim adevărul, care eu cred că există adevăr timeless, cum să spun, adevăr veșnic despre Dumnezeu în Biblie, noi trebuie să facem o exegeză critică istorică a textului biblic. Aici este o problemă, că noi considerăm că în alta critică, critica cultural-istorică a textului biblic, este de la diavolul. Că noi trebuie să credem că adevărul despre Dumnezeu acolo este absolut. Diavolul stăiere, e mistică chestia asta cu diavolul. Da, deci eu când aud diavolul, în special... Nu mai ispitit să vorbesc despre diavol. Da, 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 deci da. Întotdeauna există... Diavolul ăsta e foarte misterios, e adus în discuție la orice. Dacă spui ceva, ți-a zis diavolul să vorbești. Da. Dacă ai gândit într-un fel, diavolul ți-a pus în gând. Tot felul de idei. Diavolul ăsta este ceva fenomenal. Da. Dar diavolul ăsta nu există. Da, e invenția lui Zoroastru, că mai ziceam de el, da? E invenția lui Zoroastru, el a făcut dualismul ăsta, da? A ajuns el la concluzia că există un singur Dumnezeu, ca să nu se mai certe toată lumea, da? Și a zis, Satana. Bun. Satana ăsta. Da, cert e, Satana în cărțile vechi ale Bibliei nu este diavolul cum îl vedem noi. Este fără îndoială că este un fel de procuror divin, cum apare în cartea lui Iov. Da, dacă ești de acord cu diavolul, da? Da. Nu, eu știi cum îl numesc pe diavolul? Cum? Microbist. De ce? Îl numesc microbist pentru că el se ocupă cu microbii planetei. Mm-hmm. Adică el e cel care fabrică, păi, fabrică Dumnezeu microbii? Noi n-am nevoie. Nu, e fabrică evoluția. Nu, fabrică lasă-mă evoluția. Un pic, da. Deci fabrica lui Darwin e fabrică. Deci dacă toți microbii ăștia din lume sunt fabricați de Satana, că nu-i fabrică Dumnezeu, bănuiesc că nu, e cineva care spune că fabrica asta de microbi aparține lui Dumnezeu. Da. Auzi, ajungem ca aia care căută arme biologice în Irak acum. Căută arme biologice lui Satana pe undeva, pe unde s-a scos zero. Nu. Înțeleg că de bacterii avem nevoie. Da. Corpul nostru are nevoie de bacterii, dar de virus nu avem nevoie. Da, așa este. Și atunci înseamnă că... Sunt bun și virus și cum are bacterii. Și ce este? Satana e demiurg acum? În concepția multor adventiști, da. Ai un punct foarte bine. Deci concepția că Satana este autorul unor mutații nefavorabile în lumea vie, care o susține Ellen White, este quasi-gnostică, să spun. Pentru că Satana este oarecum demiurg și puterea lui Dumnezeu este limitată și ne explicăm asta de la cădere și așa mai departe, dar eu sunt de acord cu tine. Deci, acum aș vrea să zic o chestie. Pentru că, ținând cont de limitele timpului, nu vreau neapărat să resping, ci mai departe să analizez critic anumite lucruri, da? Deci, este foarte clar că a existat o influență a zoroastrismului în iudaism. În timpul exilului persan, asta și în creștinism a fost. Eu cred că în toată istoria. Da, și în creștinism a fost, da. A fost influență și din Egipt. Monoteismul totuși le vine din Egipt. Asta vedem și în Exodul 3, când Domnul se arată lui Moise și spune, spune la evrei, părinții voștri nu m-au cunoscut sub numele acesta, eu sunt cel ce sunt. Deci este foarte clar că evreii se închinase la un Iahve tribal. Este că Biblia are rădăcini și în Egipt. Absolut, dacă faci analogia dintre Horus și Isus,
Este aproximativ identică. Nu, n-aș compara asta. Asta e ideea de Zeitgeist. Aș vrea să spun altceva. Auzi, și întrebă pe Horos, dacă spun mai sincer. Și nu atât pe Horos cât pe Moloch. Și Moloch, la fel. Nu este Iisus și Jesus. Nu, ca să fie foarte serios. Deci Iisus din Nazaret este altceva, dacă e scrierul lui Pavel, care l-a predicat cel mai mult. E clar că Pavel era un om destul de, cu o minte destul de ascuțită și destul de cunoscător, ca să nu fie influențat de mitologii păgâne. Dacă îl iei, și dacă la analiză la adâncime, este destul de antimitologic. Dar motivul pentru care atâta tam-tam cu războiul împotriva Crăciunului în America, știi? War against the Christmas și iată, happy birthday, Jesus, de fiecare dată, acest Jesus cu Z, așa, la care se roagă jucători de fotbal și la care se roagă piloți înainte să aduce napalm pe undeva pe plațe civile, acest Jesus este zeitatea cananită, născută de Crăciun, Moloch, care este zeul fenician al capitalismului. Și America este prinești într-o țară, nu fac acum marxism aici, da? Dar America este o țară capitalistă. Și nu zic că capitalismul e rău, este, dar nu este creștin. Ok, nu este creștin. Și ideea, acest Jesus are ca scop să întărească ideea că dacă Evanghelia Prosperității, de exemplu, care o predică Joel Osteen, știi care, nu? Iisus vrea să fii bogat și te va ajuta să fii bogat, da? Iisus ne dă nouă americanilor că nu este mai bun ca alții și așa mai departe. Acest Jesus nu are nicio legătură cu Iisus din Nazaret. Este, de fapt, o renaștere a zeului fenician Moloch, asupra care Iisus ne-a avertizat să ne închinem lui, care este zeul comerțului și al business-ului și care are ca scop, deci religia americană, inclusiv a noastră, din păcate, la ora actuală are ca scop să sfințească și să tămâieze sistemul economic-politic prezent. Deci asta este, aici e discuția. Dar pentru că, spun care e părerea mea, eu vreau să fiu radical. Eu nu arunc pe Iisus cel istoric sau cel cherugmatic al lui Pavel la gunoi. Mai degrabă l-aș folosi ca o armă sau ca o armă radicală împotriva acestui establishment religios în care trăim noi astăzi. Și dacă sunt adventist, să spun ceva, dacă sunt adventist, pentru că adventismul a fost radical cândva. Adventismul a fost o vreme când în spate normituri, ca fiara cu coare de miel și decretul duminical, da? În spate acestor mituri, adventismul a exprimat un adevăr, anume că sistemul acesta religios este antihristul și că întoarcerea adevăratul la Evanghelie implică respingerea acestui sistem. Or, eu rămân aici. Chiar dacă adventismul astăzi a fost absorbit în evanghelicalismul conservator fundamentalist american, eu cred că adventismul inițial al pionerilor a fost radical, cu toate naivitățile lor, al lui Ellen White și altora, și cumva acest radicalism trebuie recuperat. Asta este opțiunea mea cu privire la viitorul bisericii. Deci eu înțeleg ție toate frustrările. Și ale altora le înțeleg de pe oxigen, că voi, mulți pe oxigen sunt ca tine. Însă eu vreau să propun mai degrabă o recuperare a ADN-ului. Nu o reconciliere. Nu, sunt mai radical decât voi. Eu vreau ca războiul să fie făcut în numele adevăratei Evangheliei și unui adevărat adventism, care niciodată n-a fost pe deplin exprimat, dar a fost în esență la început, nu atât de mult, în niciun caz nu aș trece în tabăra lui Zeitgeist sau în tabăra, deși îmi place doctrina lor economică, îmi place la Zeitgeist, în tabăra lui Dawkins, de exemplu, adică în tabăra ateismului radical. Eu vreau să fac un statement. Da. Nu cred că atât oamenii, sau cel puțin îmi place să cred că atât oamenii care nu cred în Dumnezeu, da, cei ce se numesc atei, da, sau agnostici, agnosticii, da, cât și oamenii religioși care oscilează. Da, da, da. Sunt oamenii care au îndoieli. Și normal, dacă sunt oameni, dacă sunt normal, au îndoieli. Eu nu cred că există vreo persoană care nu și-ar dori, da, din toată inima să existe Dumnezeu. Corect, asta e corect, da. Aici este problema. Oamenii și-ar dori să existe Dumnezeu. Da. Eu mi-aș dori să existe Dumnezeu. Băiatul meu și-ar dori. Oricine și-ar dori să existe Dumnezeu. Nouă nu ne teamă de Dumnezeu. Uh-huh. Dar toate dovezile, da, pe care noi le avem astăzi, trag o concluzie. Până acum. Da. Am obișnuit să spun la cineva și a luat un pic foc. Și am spus următorul lucru, că
suntem pe o tablă de șah. Da. Da. Și evoluționismul, da, și știința au dat șah religiei. Nu mă, da, refer numai la adventiști. Adventiștii sunt șah o parte. Șahmat. Nu, nu-i mat, e șah. Aha. Este un mare șah dat religiei. Aha. În momentul ăsta... Dar încă nu-i mat. Nu-i mat. Da. Religia încearcă să iasă din situații. Da, 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 da. Și avem, da, noi, da, la școala de sabat, da, este o încercare, aha, o reacție, să, da, vadă cum reacționează, da, pe tabla de șah. Făcută, ne uităm la piese. Iartă-mă, făcută de un șahist amator. Amator, da, 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 da. Nu este Fischer sau... Da, da, da. La situația de șah în care religia este, trebuie să iasă. Uh-huh. Trebuie să vină cu explicații. Dacă ai viață care se întinde dincolo de 6.000 de ani, uh-huh, și există moarte dincolo de 6.000 de ani, uh-huh, și moartea nu este explicată decât prin căderea lui, da, Adam, da, ea trebuie explicată, reformulată. Da. Religia trebuie să reformuleze, uh-huh, ideea morții și a învierii. Că altfel ne ducem în haos. Da, da, uite, auzi, vreau să spun două lucruri, la două răspunsuri. Sunt de acord cu ce spui tu despre șah. Dar aceasta șah este pentru că noi ca rege, cum spun americanii, ne-am pictat într-un colț al tablei de șah. Okay? Deci noi ne-am limitat opțiunile foarte mult. Nu, eu cred că ați fost încolțiți. Nu. Hai să spun, nu. Când spun noi, nu, vorbesc că și tu și eu și toată biserica. Da, mie nu-mi place să-mi spună noi. Bine, ok, predică. Bun, o spun eu despre știi noi. De ce? Știi de ce? Pentru că lecțiunea spune așa. Da. Noi credem, care voi? Ok, de acord. Adică dacă, da, ai făcut lecțiunea, da, și spui că tu crezi, okay, așa, okay, da, dacă noi credem... Ai fost dat la Matul Jehova? O dată, bă. Când turnul de veche spune noi credem, toți martorii zic noi credem, ok? Deci, ca să înțeleg ce vreau să zic, da? Da. Când papa a spus ceva ex catedra, toți catolicii înseamnă că cred la fel. Bun. Dar eu vreau să zic cum ne-am pictat noi totuși într-un colț. Mai întâi, sunt două aspecte aici. Primul, argumentul din design. Atunci când noi spunem că noi există dovezi ale lui Dumnezeu, noi recunoaștem că argumentul din design a fost răsturnat. Deci argumentul din design în biologie, dar și în lumea anorganică, a fost răsturnat complet. Da? Deci la ora actuală nu există structură în univers care să nu poate fi explicată prin auto-organizarea materiei. Și unii se bat, și eu că le spun aceasta la frații mei în credință, se bat cu mine, pentru că am impresia că le distrug credința, le distrug o iluzie. Deci argumentul din design a căzut. Aici suntem încolțiți. Întrebarea este însă dacă argumentul din design este legitim. Pentru că niciodată până în secolul XVIII, eu nu știu ca ideea de Dumnezeu să fost legată de argumentul din design, ci de argumentul ontologic, care este cu totul altceva. Însă argumentul ontologic nu este accesibil minții adventiste, pentru că noi am împrumutat mintea iudeului din epoca bronzului, care nu judecă cu noțiuni abstracte și filozofice, ci numai cu chestii concrete. Domnul a făcut din pământ, a suflat, Eva a luat, a vorbit cu șarpele. Deci noi nu putem discuta decât în sfera, o sferă foarte, foarte materialistă. Bun, religia noastră e religie materialistă. Religia iudeilor e religie materialistă. Și răsplata este materialistă, adică Domnul îți dă copii, îți dă și viața veșnică. Ei, poate asta merit, este... Aur. Da. Poate ăsta e the hook, adică de... Aici e problema, dar să puțin. Religia aceasta materialistă a căzut în secolul 21 pentru că și materialismul a căzut, nu mai religia materialistă. De, cu fizica teoretică nu mai are de-a face cu materialismul secolului 19, în care atomii erau bile de biliard, nu? Corect. Acum sunt toate unde? Și problema, plus că însă și noțiunea de realitate ceva la intersecția între noi și cuanta observată, deci a dispus și noțiunea unei realități perfect obiective. Acum... Asta, deci, noi, în primul rând, ne-am așezat singur în colțul ăsta. În al doilea rând, ce vreau să spun despre acest șahmat pe care îl dă Biblia științei, este faptul că religia a pretins criteriul falsificabilității. Religia a pretins, dacă este așa, nu e adevărat, dacă este așa, este adevărat. Și atunci poate fi analizată științific. Deci, eu cred, da. Eu cred că William Paley în argumentele și argumentele pe care ceasul, le aduce. Da, argumentele pe care el le aduce și foarte multe teorii. Da. De data asta explicative. Da. Și explicite. Da. Ale oamenilor religioși nu sunt decât la stadiul de filozofie. Mie îmi place filozofia. Da.
Filozofia aia pentru unii este de la satana. Mai spuneam o dată, filozofia greacă e de la satana. Da. Fără filozofia greacă, grecii n-ar fi ajuns unde erau. Fără filozofia greacă, nu aveam teologie creștină. Corect, da. Dar n-aveam trinitatea. Filozofia în esența ei este dragostea de cunoaștere. Iar filozofia religioasă este dragostea de a cunoaște pe Dumnezeu. Da, corect. Dacă nu-ți place și nu-ți drag să cunoști, nu te interesează sau nu te interesezi de asta. În momentul în care vrei să intri adânc în tainele astea, sigur, faci o filozofie din asta, dar el rămâne, nu știință, nu faci știință. El rămâne argument filozofic. Da, așa este, corect, da. Dar noi l-am făcut științific. Sigur că noi l-am făcut. Noi încercăm să-l facem științific. Și știi cine l-am făcut noi? Uite, spun, când eram la Sibiu și mă dusesem la seminar, aveam prieten profesor de teologie de la seminar ortodox. Profesor foarte bun, adică vreau să zic, profesor, teolog în adevăratul sens al cuvântului. Dă și ne-a făcut înainte de al doilea război mondial. Și îmi spuneau, băi, zice, termină cu chestia asta că te aduci tu la teologie, la teologie adventistă. Dacă vrei să studiezi teologia, vii la noi, să aduci la luteran, a zis. Voi nu aveți teologie. Voi nu aveți teologie, zice. Voi aveți biblicism. E o diferență mare. Problema care este? Noi ne-am întors, am regresat de fapt, la stadiul de gândire al evreului primitiv din epoca bronzului, care nu avea gândire abstractă. Și în Biblie, eu îți dau $1000 dacă mi-arăți în Biblie un singur concept abstract. Mai zic, în Vechiul Testament, în Noul Testament mai găsești, da? La Pavel găsești și la Ioan. Dar în Vechiul Testament nu găsești o singură noțiune abstractă. Până și Eclesiastul sau Iov, care scrie filozofice, vorbesc cu analogii poetice. Nu sunt stare de concepte abstracte. Deci, noi am regresat la acel stadiu de gândire preabstractă, presocratică, prefilozofică, și în acest context noi ne-am apucat să ne confruntăm cu știința. Pe când orice teolog adevărat în Biserica Anglicană sau Catolică, pentru că nu există teologi baptist sau pentecostal sau adventist, acum trebuie să o recunoaște, da? Deci sunt teologi pentru noi, dar nu sunt pentru lumea mare. Dar orice teolog adevărat în lumea anglicană sau catolică, mai ales lumea anglicană, când e vorba de existența lui Dumnezeu, rămâne la filozofie. Și vreau să spun că stăpânește foarte bine domeniul filozofiei. Deci ei știu ce vorbesc. Când e vorba de ontologie, de filozofie, de epistemologie, ei sunt în lumea lor. Însă, nimeni nu e atât de îngust să se bată științific cu știința despre Dumnezeu, pentru că diferența între noi și ei e că ei știu ce este știința. Noi nu știm ce e știința. Asta am avut un dialog cu Florin Lăiu, destul de aprins din partea lui. Eu mi-am păstrat calmul. Dar Florin susține că există două concepții filozofice, creaționism și evoluționism. Evoluționismul nu e filozofie, e știință, iar creaționismul nu e nici măcar filozofie. Creaționismul este o superstiție științifică a neoprotestanților americani. Da, sau este o ideologie. Cred că la Florin Lăi întâlnim chestia asta de dizonanță cognitivă de care vorbim întotdeauna și ne lovim de ea. Odată face un statement cum e asta și altă dată face la Speranța TV, l-am urmărit, dacă mi-aduc aminte, Școala Cuvântului, în care face două afirmații. Da. Una, teoria relativității nu poate fi combătută, ceea ce este un lucru adevărat. Da, scuze-mă, cumva la Speranța TV a vrut să combată teoria relativității? Nu, a fost invitat în emisiune o femeie care astronomă? Spunea că e astronom. Oh, my God, știu despre ce vorba, da. Cum a fi ajuns să-și ia un doctorat în astronomie, nu știu. Da, sunt surprins de un astronom care știe că Dumnezeu nu a creat nicio stea. Da, ok, hai să... Dumnezeu nu a creat nicio stea. E ciudat. Cum? Ce a zis? Un astronom să susțină că stelele sunt pentru frumusețare, pentru decor. Serios? Sunt lumini întinderea cerului. Probabil că a făcut astronomie și a luat doctorat în Babilon în 2000 BC, probabil. Da, orice stea pe care noi o vedem pe cer este fie un soare, fie o galaxie. Depinde de distanță. Corect, așa este, da. Sau o planetă, dacă oamenii de planete, știință da. Când se referă la stele, se referă ca să înțelegem noi, dar ei știu că așa stau lucrurile. Un astronom. Da. Sau spune că soarele este o stea. Da, sau soarele e o stea. Main sequence. Exact. Da. Dar în realitate stelele despre care noi vorbim sunt sori. Sunt sori. Da. Sau când foarte departe sunt galaxii. Noi când citim în Geneza, în ziua a patra, unde spunem Dumnezeu a făcut soarele, luna și stelele, ca și cum stelele n-ar conta. Da, așa. Dar găsim stele mai mari decât soarele nostru, cu importanță mai mare. Da. Cu, deci, nici nu ne imaginăm ce influență are și cum și venim, stelele au fost create și stelele, de parcă n-ar fi fost importante stelele. Și a mai făcut un statement Florin Lăi în emisiune. A spus despre
paleontologie da. Are dreptate atunci când spune că fosilele există de mai mult de 6.000 de ani. Sigur că da. Serios? Sigur că da. Înseamnă că este dizonanță cognitivă sau este... Sau este... El a mai avut odată... Sau este teama de a spune adevărul deschis până la urmă? Am avut el odată o încercare și încercarea a fost data asta cu prima profeție, profeția despre care noi spunem întotdeauna că Biserica Adventă este pe profeția asta de 2300 și de Pitești, chestia aia la Pitești atunci, de exemplu. Nu la Pitești, la Pitești era despre Ellen White, Da, a mai făcut una pe... Are el un blog. Și la un moment dat era ceva cu profeție. A făcut și o comunicare, cred, și profesor de la Andrews. Și spunea că s-ar putea, nu că s-ar putea, interpretarea profeției de 2300 de seri și dimineți poate fi aplicată și în dreptul lui Antioch Epifan. Da. De ce poate fi? Din cauza principiului apotolesmatic. Asta e fordism de acum. Să o explic eu mai pe înțelesul tuturor. Da. Eu mă așez pe scaunul omului de jos care știe să explice pe înțelesul tuturor. Da. 2300 de seri și dimineți, împărțit la 365 de zile, sunt 6,3 ani. 6,3 ani este perioada cât a domnit Antioch Epifanul la Ierusalim. Da, dar numai că evreii împărțeau anul în 360 de zile. Nu contează, noi împărțim anul. Că noi l-am făcut. Bun, dar 2300 de dimineți a fost făcut în limbajul timpului și pentru ei anul era 360 de zile. 365 de zile la ei sau la noi sunt exact cât am spus eu, 365 de zile. Da. 6,3 ani. Perioada cât a domnit Antioch Epifan. Nu e nicio contradicție. Poate să socotească ei în seară și dimineață și noi în ani. Da. Același lucru. Problema este dacă este aplicabilă prorocia și la Antioch Epifan, cât de mult mai stă adventism? Hai să vorbim întrebarea, da? Sau dacă adventismul, sau adventiștii de ziua șaptea, s-au format în baza unei prorocii sau unei profeții, de ce rămâne la 2300 de seri și dimineți și nu la capitolul 12 din Daniel unde spune, da? Da. De la vremea când va înceta jertfa necurmată, vor fi 1290 de ani, ferice de cine va ajunge la 1335 de zile, care, calculat de la anul 507, nu? Că nu s-a întâmplat nimic, de fapt. 508, pardon. Că nu s-a întâmplat nimic. Trebuie să recunoaște. Aici e problema noastră. Că noi am făcut, este begging the question, pentru că noi am plecat de la 1844 înapoi și am dus la 508. Da. Și asta e problema. Ți-aduci aminte când îți spuneam în scăr odată la biserică acum 15 ani? Da. Indiferent ce mai cred sau ce nu mai cred ei, eu tot o să fiu acolo. Da. Chiar dacă ei încearcă să mă dea afară. Și au încercat. Nu vreau să plec. Bun, perfect. Înseamnă că hai să deschidem un nou subiect de la nu vreau să plec, da? De ce nu vreau să plec? Pentru că Florin Lăiu a încheiat subiectul. Probabil, să spun concluzia mea, Florin Lăiu, probabil să-l înțelegem, îl înțelegem, da? A investit totul aici și nu poate să spună adevărul dacă îl înțelege. Deși argumentele care mi le-a adus mie, de exemplu, un argument care l-a adus de curând, scuze-mă, te rog, să era alarma, telefonul e pe silence, era alarma. Așa. Deci, de exemplu, într-o discuție cu Florin, în articolul publicat de Florin, a dat un argument împotriva evoluției care spunea că, uite, că pisica e blândă și așa putea fi și leul în Eden. Cred că Florin n-a avut pisică niciodată, sau nu știu ce-s pisicile. Pisica e un predator feroce. După 5.000 de ani de domesticire, pisica e tot un predator feroce. E categoria felinelor. Exact, e feline, da. Și e un predator. După 5 ani de domesticire, pisica a rămas tigru. Adică pune-i în față prada să vezi ce face. Acum, lăsăm pe de Florin Lăiu la o parte. Un iepure mic. Un iepure mic, un iepure mic și arde, cum să nu? Sau un câine atacă, un dulău, atacă un dulău, da. Bun, hai să ne întoarcem la problema care ai ridicat-o. Nu vreau să plec, da? Aș vrea să te provoc, pentru că să spui un lucru, deci discutăm despre Biserica Adventistă. Mulți dintre cei de aici, de noi, aici pe Oxigen 2, suntem foști adventiști sau foști adventiști, da? Apoi există unii care n-au funcționat adventiști, dar sunt neoprotestanți. Și există, sau creștini de culoare evanghelică, sau există alții care pur și simplu nu sunt nici evanghelici, nici creștini, dar participă. Deci avem un spectru foarte larg. Una dintre o doamnă din București, de exemplu, care am corespondat de câteva ori, fără să spună pe forum, mi-a spus că sunt catolică. Și apreciază și... Deci, suntem... Da, vreau să spun că foarte mulți dintre cei de pe Oxygen 2 sunt adventiști care simt nevoia să reinterpreteze adventismul. În momentul când tu ai spus, eu vreau să stau aici și nu vreau să plec, tu ai făcut o declarație.
cum să spun, ai votat cu picioarele. Ai votat cu picioarele. Că într-un fel sau altul tu totuși aștepți încă ceva de la biserică sau de la adventism sau de la credința ta. Deci încă altfel ai pleca. E o întrebare grea. Nu e dificilă cât e grea. M-am confruntat mereu cu ea. Unii și-ar dori să plec. Da. Eu întreb ce te răscuni. Nu. Ce treci tu? Nu. Ce vreau să spun, așa cum un pastor și-a investit toată viața studiind și făcându-și o carieră în speranța că de acolo o să iasă și la pensie, da, sau o să-i fie bine, și a rămas acolo în ciuda faptului că la un moment dat a mai deschis cât de cât ochii. Nu e cazul tău, vorbim la modul general. Așa suntem și noi oamenii care de partea cealaltă a baricadei, de nu a, așa cum spuneam, nu a conducătorilor religioși, partea asta de jos, a oamenilor de jos, cum îmi place mie. Oamenii ăștia și-au sacrificat viața, au avut idealuri. Eu am fost un fundamentalist religios. Da, ții minte. Deci cu mine te puteai certa pentru Ellen White ca profet, pentru scrierile ei care erau super inspirate. Pentru semnul fiare. Pentru semnul fiare, pentru sabat. Sanctuarul, 1844, da. Profețiile toate. Te certai cu mine, eram fundamentalist. Că în partea finală, da, am avut dezamăgiri, sigur că am avut dezamăgiri. Nu pot să renunț la tot. Când spun nu pot să renunț la tot, nu înseamnă că dacă ies afară, ce fac? A trebuit să încep o nouă viață, într-o nouă atmosferă, la alți parametri, după alte criterii, într-un alt environment. Și nu l-am găsit. Să mă apuc să fumez, să beau, să merg în cluburi, să merg unde. N-am o soluție. N-am o soluție. Sunt ca într-o colivie, mai am un pic ușa crăpat, da? Dar sunt ca într-o colivie care nu sunt nici închis, vreau să zic. Însă nici nu mă simt confortabil dacă ies afară. Și asta sigur, nu mă simt confortabil să zic am ieșit afară și intru să beau două bere închis. Da, pot să beau o bere, da? Dar nu pot să mă duc să beau în cârciumă și să spun asta este ce am vrut eu. Nu, eu n-am vrut asta. Și nici nu vreau asta. Da, da. Din toată inima mi-aș dori să fie cum am crezut. Dacă toate rezultatele duc în altă direcție, îmi pare rău. Acolo merg. Da, ce admir la tine, vreau să spun în primul rând, admir la tine, un lucru care foarte rar l-am întâlnit. Foarte, foarte rar, extrem de rar. Anume, curajul de a te analiza psihologic, de a-ți analiza motivele, fără a face proiecții. Și la ce mă refer? De obicei, omul când își dorește ceva, raționalizează. Știi? El spune, domnule, eu am argumente că e așa și de-aia stau. Bun, tu ai curajul să spui ceea ce n-am prea auzit, ca să fiu sincer, să spui, domnule, eu stau din cauza că am investit aici și mă simt sufletește și emoțional și mai mult decât emoțional, existențial legat de credință. Dar la data aceasta, intelectual nu mă simt satisfăcut, nu mă simt împlinit sau nu am un suport pentru credința aceasta. Asta n-aș putea să aduc un vot de blam bisericii, da, pentru că biserica are partea ei în educație, da, de care eu puteam să mă feresc sau puteam să nu mă feresc. Rădăcinile, cum spuneam la început, rădăcinile de unde vine asta sunt mult mai adânci. Responsabilitatea cumva morală, da, e mai sus. Nu e nici la mine la țară unde am crescut eu și nici la Atlanta unde m-am aciuat, da, unde nici aici nu-i casa mea. Da. Da? Pentru că am două țări și nicio casă. Da. Nu mă simt, din punctul ăsta de vedere, un om care aș căuta. Dar nici nu mă simt un om care n-am fost frustrat indirect. Da, sunt frustrat. Ca mine sunt mulți. Cine n-a fost frustrat indirect, probabil că sunt copiii de pastori, da?
care au știut de la început unde merg, nu? Noi nu, noi vine Domnul și dacă vine Domnul, n-ai nevoie nici să înveți, n-ai nevoie nici să faci anumit progres în societate, tu știi un lucru. Da? Da? Îți spun ceva. Biblia de la Luther. Pentru mine nu este... Eu trebuia să mă nasc fără Biblie. Pentru mine n-are nicio valoare Biblia. De ce? Pentru că Biblia... primul lucru care vreau să spun, chiar dacă știu să citesc și citesc Biblia, n-are nicio valoare că știu să citesc. Pentru că dacă citesc, trebuie să înțeleg. Da. Și dacă înțeleg, trebuie să ajung la o concluzie. Da. Dacă citesc, înțeleg și trag o concluzie, nu mi se dă voie. Concluzia mea este greșită. Concluzia ți-a fost dată înainte ca să citești. Da, sigur. Da. Și atunci concluzia, la oricare concluzie aș ajunge eu din Biblie, nu este bună. No, tu trebuie să citesc ajungi la concluzia care ți-a fost dată înainte. Da, atunci spun același lucru. Nu-mi trebuie Biblia. Mm-hmm. Și atunci Luther, reforma pe care Luther a făcut-o, nu este și pentru mine. Da, așa e. Da? Nu suntem protestanți. Nu suntem. Da, așa este. Noi nu suntem protestanți. Păi nu suntem, nu suntem. Și pentru că nu sunt protestant, da? Atunci eu aș renunța la Biblie, da? Și atunci aș privi întotdeauna la cel care îmi prezintă, dar în momentul în care îmi prezint o dată într-un fel și a treia oară diferit de ce mi-ai spus, mă bagi într-o umbră totală, așa cum face eclipsa luna cu soare. Deci mă bagi în umbră complet. Nu mai știu. Eu am nevoie să știu. Cel mai important lucru, obișnuiesc să spun în special prietenilor mei, cel mai important lucru din viața mea este persoana mea. Dacă nu mă ocup eu sau dacă nu e preocuparea mea principală, dar mă salva pe mine, nimeni nu este interesat de asta. Și atunci eu trebuie să mă feresc dacă cel care spune mă manipulează și cum fac. Păi dacă zic cum zice toată lumea, înseamnă că-s manipulat. Asta este reperul. Asta da, asta e dreptate. Sau, măcar, probabil, măcar e foarte probabil să fii manipulat. Da, e foarte probabil să fii manipulat. Și atunci, orice informație pe care o primesc, eu o trec prin spectrul minții și spun, ce mi s-a spus? De exemplu, dau un exemplu practic. Și a căzut un meteorit în Thailanda. Și meteoritul ăsta a găsit forme de viață primitive. Da, nu cred. Eu, prima reacție, nu cred. Da. A căzut meteoritul. Da, are forme de... Nu cred. Aștept oamenii de știință să ducă acolo, sigur, aștept să facă un referat, aștept să văd un peer review la tot ce s-a întâmplat. E foarte puțin probabil, e normal. Puțin probabil ca cineva să ducă cu el în buzunar să-l pună acolo. Da, corect. Da. Același lucru e la religie. Da? Trec toată informația, o trec prin spectrul minții. Nu fac cum a făcut un pastor care se vedea predicator și în cer. Nu știu că dacă ai văzut predica, nu? Nu, n-am văzut-o. N-ai văzut-o. Îți spun eu în scurte cuvinte. Un predicator ne povestea el cum e o săptămână în cer. Da. Și a ne fost acolo? Nu, își imagina. Și imagina cum e o săptămână în cer, cum își imaginează el o săptămână. Și ne spunea nu așa, în prima zi m-am întâlnit cu Adam. Că Adam a fost primul. Da. A vorbit cu Adam, cum a fost posibil, că a urmat Abraham, Noe, pardon, Noe, Abraham, după aia Moise, după aia Ilie, după aia Domnul Iisus, sâmbătă dimineață. Și sâmbătă după amiază s-a întâlnit cu noi sub pom și ne-a povestit ce a vorbit el cu... Doamne, am rămas impresionat. A rămas stupefiat. A rămas blocat pe scaun. Nu-mi venea să cred. Asta se vedea predicator și în cer. Noi și dacă mergem în cer, n-avem nicio șansă. Trebuie să vină el să-l spună sub pom, nu? Deci n-avem șanse. Noi n-avem șanse. Noi suntem pătura care niciodată nu o să avem șansă. Nici măcar acum. Da. Iar chestia asta cu casele din cer, e o frustrare enormă. Oamenii care n-au împlinire aici. I s-a promis o casă acolo. Ce trebuie casă? E o viziune materialistă, asta este foarte clar. Da, pentru că vreau să întreb. Îmbrățișată din ideea ți se dă. Eu admir curajul de a privi în prăpastie, în abis și a spune nu văd nimic, ok? Eu un act de curaj. Friedrich Nietzsche spunea că curajul se definește prin a privi în abis cu ochii deschiși, da? Dar întrebarea mea este, ești totuși, adică sper încă să găsești, continui să cauți sau ai abandonat? Eu nu caut. Nu cauți? Eu nu caut. Aștepți să ți se... Nu caut. Nu merg după sintagma biblică în care zice căutați, că am renunțat la Biblie. Ce spuneam adineauri. Da, da. Mie nu-mi trebuie Biblia. Bine, ai spunea că ai renunțat că
spune alții ce să crezi, da. Dar eu înțeleg că abia acum ai început să o iei în serios, pentru că nu mai e paradigma altora, ci să faci propria paradigmă. Să spun ceva, da. Da. Este interesantă chestia asta, da. Ce mă întrebi. Da. Foarte interesant. Mm-hmm. La un moment dat în istorie, în Israel, au venit foarte mulți care aveau dubii cu privire la Dumnezeu, mm-hmm. Tatăl. Și a venit la Iisus și l-a întrebat, arată-mi pe Tatăl. Da. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut, da. Pe Tatăl, a zis, da. Iisus. Da. Oamenii l-au perceput diferit pe Iisus. Uh-huh. Unii l-au perceput un impostor, uh-huh. Alții l-au perceput ca fiind Dumnezeu. Un vindecător. Da. Da? Percepția a fost diferită. La ce s-a referit Iisus, cine m-a văzut pe mine? Era un impostor Dumnezeu? Era pe placul celor care îl vedeau diferit? Da, eu nu știu. Da. Eu spun altceva. În Biblie spune așa, căutați-mă sau cel ce mă, da. Caută mă va găsi. Da? Dar este și sintagma cealaltă în care el a lăsat și a venit și a căutat. Oaia, da. Eu sunt oaia, da. Pierdut. Uh-huh. Sunt pierdut în tot sistemul ăsta informațional. E răspunderea lui Dumnezeu să te găsească. Și răspunderea lui să mă găsească. Uh-huh. Aș vrea o întâlnire de grad 1. Uh-huh. Nu mi-e frică. Uh-huh. Mie nu mi-e teamă de Dumnezeu. Cine spune că e teamă de Dumnezeu, mi-e teamă de Dumnezeu. Să începeți printr-o întâlnire de gradul 1. Întâlnire de gradul 1 e să mi se arate și mie Dumnezeu cum mi s-a arătat lui Abraham. Bun. Mă tem ca să nu fac confuzia. Da, da, da. Nu. Eu, dacă sunt unii care au arătat Dumnezeu ca lui Abraham și îi suspectez de schizofrenie sau de alte probleme. Asta e, ca să nu am o imagine falsă. Bun. Dacă ți se va arăta, dacă mie mi se arată Dumnezeu, da? Da. Să zic că seara asta, mă rog, Doamne, vreau o dovadă concretă, irefutabilă. Și mi s-a dat un înger. Și ce vreți să stai de vorbă cu mine? Ok. Primul meu gând... Tu crezi în îngeri? Să te întreb. Hai să răspund treaba asta. Nu mă întrerupe acum, nu ai spune, da? Bun. Primul meu răspuns, cred în îngeri, depinde ce înțelegem prin înger, da? Dar primul meu răspuns este că, sau prima mea reacție va fi, și asta va fi probabil și a ta, că ceea ce văd nu este real. Ești de acord cu mine? Dacă le aveam întâlnirea aceea de gradul 3... Știi la ce mă așteptam, da, să-mi spui? Da. Să cad în genunchi ca Daniel. De ce? Păi Daniel când a văzut îngerul a plecat și a căzut... Nu, e prima reacție. Nu suntem nici Avram, nici Daniel. În momentul în care ai acea întâlnire de gradul 3, tu atunci te întrebi dacă nu cumva această întâlnire gradul 3 este doar în mintea mea, e doar în mintea mea și nu este realitate. Și în cazul acesta, argumentul oricum nu este valabil. Deci ce vreau să spun eu este că problema aceasta trebuie să o rezolvăm fiecare dintre noi. Dar nu vom apela la întâlnire de gradul 1, pentru că noi nu mai credem în întâlnire de gradul 1. Să spun ceva, da. Edi, la asta. Credința noastră, și cred, da. Că aici e o chestie populară. Da. Dumnezeu este prezent. Da? Da. Dacă este prezent, de unde trebuie să vină? Da. Dacă e tot prezent aici? Okay. Altceva. Da. Dumnezeu este atotștiutor și atot prezent. La ce trebuie îngeri? Acum, vrei să spun ceva? Știu? Nu, întreb. Da, o să spun eu. Cred că această paradigmă, care tu vorbești din punct de vedere a unei paradigme, care este foarte populară între noi, dar omite lucrul cel mai esențial din Evanghelie, din Noul Testament, și anume că Dumnezeu s-a întrupat. Și referindu-te la acea întrebare, arată-mi pe Tatăl, da? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Și nu-ți mai trebuie altceva. Aceasta ne spune că noi nu trebuie să căutăm niciun Dumnezeu transcendent, nici unul care, cum să zic, se manifestă magic, o viziune și așa ceva, ci că Dumnezeu, ca să răspundă la problema cu aia pierdută, a devenit om. Și ca atare, după răstignirea și învierea lui Iisus, această relație de la om la om este în biserică prin Duhul Sfânt, care ținează o relație de iubire necondiționată. Deci nu înțeleg iubire sentimentală, să mă înțeleg și, da? Înțeleg acea relație de încredere și de împreună responsabilitate și așa mai departe în biserică. Și cred că acesta este motivul pentru care și stai în biserică, pentru că într-un fel ai găsit pe Dumnezeu în compania unor frați de credință foarte imperfecți.
Aceasta este părerea mea. Deci, asta este un răspuns al meu personal la, la problema asta care m-a înfrământat și eu. E o ciudățenie. Da? E o ciudățenie, că adevărul ăsta e. Însă, eu îl percep pe Dumnezeu altfel. Uh-huh. Nu îl percep departe de mine, dar îl vede în gust, așa. Da. Da. De exemplu, Biblia îl vede în foarte multe ipostaze în care nici nu poți să le explici. Da, da, da. Normal că nu poți să le explici. Da. Mă întreba soția odată cum îl văd eu pe Dumnezeu ăsta așa în mare. I-am spus, Dumnezeu pentru mine e ca un diamant imens, cu 7 miliarde de fețe, cu o față pentru fiecare persoană. Dar nu este Dumnezeu... evreilor. Nu al evreilor. E al hindușilor. Al hindușilor? Ba da, că al evreilor are singură față și acea față are barbă. Dar chiar dacă este al lor sau nu, eu cred că fiecare om se raportează la Dumnezeu în felul lui și Dumnezeu în felul lui. Dintr-o poziție, categoric. Însă eu vreau să spun o întrebare. Și cu întrebarea asta cred că o să încheiem, că deja cred că am depășit o oră și cu multă oră și nu vreau ca prietenii noștri de pe Oxigen să-și piardă răbdarea. Ascultându-ne. Deși sunt convins că ceea ce discutăm sunt problemele lor, da? Da. Adică vreau să spun o întrebare. Iisus, e o întrebare care mă frământă acum. Este între, cred că o să țin pe Oxigen ceva despre Trinitate. Că țin la un serial despre modele și o țin modelul trinitarian. Întrebarea care mă frământă și care mi se pare că este principala problemă teologică a secolului 21, care va direcționa discursul teologic al secolului 21, dincolo de irelevanța stupidă, prostească a noi cu 6 zile, 6.000 de ani și oameni crând dinozauri și lei care torceau pe pieptul lui Adam și el se gândea că are nevoie de o femeie și așa mai departe. Deci lăsăm aceste bazme evrei și băbești la o parte. Problema care va defini, cred eu, cristologia și teologia secolului 21 este următoarea întrebare. Și interesant, de ce spun că va defini? Că va fi un dialog la care vor putea participa și ateii. Și cu siguranță că participă și ei și deja participă și ei la acest dialog. Dacă Iisus s-a întrupat, te miră că spun că ei participă la acest dialog, dar vei vedea că există un loc pentru ei. Dacă Dumnezeu s-a întrupat pentru ca Iisus, în trup de om, să ne ducă la Dumnezeu, sau dacă Dumnezeu s-a întrupat pentru ca Dumnezeu, în chip de om, să ne ducă la om. Înțelegi ce vreau să zic? Da. Deci în momentul în acest de exemplu că în momentul când Iisus a murit pe cruce. A murit Dumnezeul unui dincolo inaccesibil pentru om. Un Dumnezeu transcendental a murit. Și din clipa aceea nu mentează nici minuni, nici supranatural, pentru că îl avem pe Iisus în formă umană. Și dacă nu cred în Dumnezeu, pot accepta pe acest Iisus uman totuși ca un absolut. Din cauza că chiar dacă nu cred că a fost o persoană istorică, pot să cred că a fost o ficțiune, da? Deci chiar și pentru ateu. Pentru că reprezintă, acest absurd reprezintă ideea unui Dumnezeu care se sacrifică și moare pe cruce și care se implică 100% în condiția umană, inclusiv în moarte, care nu vedem ca un blestem. Ci ca un instrument prin care ni se descoperă Dumnezeu pe cruce. Și cred că aceasta va fi discursul teologic al secolului 21. Aceasta va fi principala problemă pe care trebuie să mergem. Dacă vor putea să treacă de un aspect care nu e de neglijat, și anume că Iacve din Exodul este Iisus din Noul Testament și Iisus și Iacve e una și aceeași persoană care plătește un preț pentru noi oamenii. Asta este. Și întrebarea este cui? Asta este o mitologie. Și asta e întrebarea mea. Cui îi plătește din moment ce el e cel care își plătește sine însuși? Lăsăm la o parte chestia asta. O luăm ca o metaforă. Da, o luăm ca o metaforă. Întotdeauna, când vrei să explicăm noi, e bine să-i lăsăm pe alții. Chestia este că atunci când Pavel o folosește, Pavel o ia literal, indiscutabil, dar e indiscutabil că Pavel vede o dimensiune mai adâncă decât cea a plății și pe această dimensiune trebuie să mergem și noi. Deci ce vreau să spun aici? Problema este că la ora actuală aceste lecțiuni care le facem noi dovedesc că este deja îngerul nimicirii în mijlocul nostru. În sensul că literalismul biblic a atins o masă critică
Și acest scam evanghelic american conservator va exploda. Într-un fel sau altul, asta este o șansă pentru a redescoperi adevărata dimensiunea creștinismului, pe care aș vrea să spun, contrar mitului nostru bazat pe Marea Luptă, noi nu ne-am întors, da, noi ne-am întors la Biblie, dar din păcate ne-am întors la litera Bibliei după ce creștinismul care noi considerăm Babilon reușește să o depășească. Asta e problema, știi? Reușește să depășească litera Bibliei și să găsească un sens în crucea lui Hristos care depășea litera Vechiului Testament. Noi am dat la o parte această teologie a crucii și ne-am dus la litera Vechiului Testament și de aici toată confuzia noastră. Noi suntem iudeo-creștini, nu știu dacă ți-ai dat seama. Noi adventiști suntem iudeo-creștini. Eu cred că suntem iudeo-creștino-babilonieni. Da, și vreau să spun că nici pentecostali și baptiști nu sunt altceva decât tot iudeo-creștino-babilonieni. Da. Nu, aici când vorbim despre întreaga creștinătate. Mm-hmm. Pentru că fiecare religie în parte, fiecare fracțiune religioasă, da, se confundă cu, da, aceleași, okay, probleme. Da, Petrica, numai că noi nu suntem Petrica, în mijlocul, da, lor și participăm la discuțiile lor. Creștin a fost și Erasmus din Rotterdam. Da. Creștin a fost și Kierkegaard. Creștin a fost și Tolstoi, de exemplu, da? Care a tras cu pistolul în paharul din mâna preotului. Deci, vreau să spun că nu există creștini, dar există creștini. Și sunt foarte puțini. Friedrich Nietzsche spunea că a existat un singur creștin și l-a fost răstignit. Zic că poate mai exista câțiva pe lângă el. Dar creștinism ca atare este un construct cultural. Noi avem conceptul bisericii adevărate. Bisericii adevărate, da. Și mai avem un concept al imaculității, ceva imaculat. Caracterul imaculat. Un caracter imaculat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot ceea ce ne vine ca imagine, da, din creștinism este pur. Da, așa este. Nu este adevărat. Din creștinismul primar. Sigur că da. Războaiele cruciadele, da? Creștine care s-au dus. Deci, s-a vărsat sânge, adică, la greu. Vreau să spun o treabă. Părerea mea este că ai dus subiectul acesta. Eu cred, n-are nimic de a face cu creștinismul asta. Eu cred că așa cum a început creștinismul prin cruciade, așa se va sfârși. Nu, dar vreau să spun ceva. Cruciadele sunt una dintre lucrurile bune pe care a făcut biserica medievală. Deci, lăsăm la o parte toată corectiunea politică de acum. Mai ai înțeles ce am zis? Te-am înțeles, dar vreau să spun este că papei care au organizat cruciadele au avut o viziune a unui conflict cultural care ar fi făcut ca toată Europa să fie musulmană. Știi care este diferența între Evul Mediu și noi? Uh-huh. Întrebarea retorică, noi suntem protejați, da, de legi civile, da, exact, într-un stat liber de drept. Da. Altfel, da, ne mâncau câinii și ne spintecau în arene. Da. La fel cum au făcut cu ceilalți creștini. Da, dar noi dacă... Tendința asta războinică, da, tendința asta crudă, prin vorbă, asupra psihicului și dacă se poate chiar fizic, da, e ceva diabolic. Știu, Petrica, dar ce vreau să spun eu este că mi se pare mie că problema este mai complexă. Creștinismul nu a fost o implementare a Evangheliei. Dar cu siguranță că a fost influențat de Evanghelie. În sensul că să ne uităm că creștinismul a desfințat sclavia, cel puțin la creștini, pe care au reînființat-o protestanții. Asta trebuie să recunoaștem, nu-i așa? Deci creștinii au desfințat jocurile de gladiator și circul, chiar dacă au înființat Inchiziția. Însă, problema care o pui este mult mai complexă. Din păcate, instituțiile moderne democrate nu au rezolvat problema lui, hai să spun care este problema lui, e un filozof italian care a scris o carte care se numește problema lui homo sacer, adică omul care e pus în afara societății și oricine are voie să-l omoare, pentru că secolul 20 a fost secolul lagărilor de concentrare și a dovedit că în contextul instituțiilor moderne, chiar și în America, ceea ce a fost în Evul Mediu și a fost mai posibil și acum. Deci, doar că este mai evoluat mecanismul. Ascultă, în America există o imensă populație de vreo 3 milioane, mi se pare, în pușcării, care au făcut nicio crimă violentă. Și au mulți... e un sistem, da, e un sistem, da, pe care eu îl înțeleg diferit. Sistemul din America, da, despre închisori, da, pușcării, judecători, avocați, da, este un sistem care explodează, da, o hiperbolă din asta, da, la, da, infinit, pentru că ele creează geaburi. Unde... În afară de religie, unde mai este
o pleiadă de avocați și judecători care mănâncă fără să muncească. Dar vreau să-mi spun o treabă. Asta e business. Gândește plus puțin, cei care sunt puși în izolare. Da? Te-ai gândit vreodată că cei care sunt în pușcării sunt în pușcării pentru că sistemul nu are ce face cu ei? Dar nu contează. Pentru că, stai să spun care e chestia. În războiul acesta împotriva drogurilor este un mod de a scăpa de o clasă de oameni care nu, cu care sistemul nu are ce face. Edi, drogurile sunt ținute ca leitmotiv. Exact, pentru corect. Ca să facă... Poezia asta cântată de lumea asta pentru inocenți. Da. Este ținut cum era ținut alcoolul pe vremea lui Al Capone. Uite de o chestie, că de exemplu chiar și stânga, care se pare mai, cu colții mai scoși la chestia asta, stânga plânge destinul teroriștilor din Guantanamo Bay, dar nu plânge destinul americanilor nevinovați care fac pedepse mandatorii pentru că a dus un pachet fără să știe ce ne este în el, de colo-colo, da? Și dau 20 de ani în pușcare pentru asta. Însă, sau omul împușcat de polițist nevinovat. Dar problema este că se întâmplă aici, este aceeași lucru care era în Roma cu circul, cu gladiatori, care era cu cruciadele împotriva valdenzilor, care nu erau adventiști, nu trebuie vorba, sau catarilor, că nu i-am fi exclus dacă erau acum în Evul Mediu, sau care a fost în Germania nazistă cu lagările de concentrare, sau în Neasovetic cu lagările de concentrare, sau... Deci, este sistemul care scapă de o clasă cu care nu poate face nimic. Și aici mă întorc la creștinism. În mod normal, Evanghelia ar avea ceva de spus, pentru că Iisus, de ce am să se răsint Iisus? Iisus s-a încurcat tocmai cu acea clasă. Nu știu dacă realizez că vameșul și prostituate erau oameni care nu țineau de sistem, nu? Și aceea e clasa, și Matei 25 nu se referă la caritate, ci la identificarea creștinului cu clasa celor care sunt outcast în societate. Or, aici este probabil o misiune pentru creștinul secolului 21. Dar, adică, vreau să mulțumesc mult pentru conversația aceasta. Și eu îți mulțumesc. Vino și cu David odată, ca să spunem ceva despre fizică, da? Da. Să-i punem niște întrebări și să-l stoarce ca pe un brete aici. Clar. Ne va place foarte, va face foarte mult plăcere, pentru că la noi știi că pe oxigen este un interes pentru știință și de multe ori ne-au acuzat că cine sunteți voi amator și așa mai departe, așa că sunt bucuros să aducem pe cineva care e scufundat până în vârful părului în fizică teoretică, să ne explice cum vine treaba asta cu... Da, să ne explice... Cu cuante și cu relativitate și cu toate chestiile. Bun, mulțumesc, Petrica, și îți doresc un drum bun în aparatoare, să-l la Atlanta. Mulțumesc. Mai vină pe la oxigen. Mai vin.